Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre trecutul care revine în casa iubirii. Privind la potențialul cuplu Radu și Cristina, am un sentiment de deja vu. În primul rând, văzând entuziasmul celor din jur când au văzut această clipire în dansul celor doi, mi-am adus aminte de dansul dintre Madalina și Cristian din sezonul 3, Puterea Dragostei, când la fel toată lumea era emoționată, unele fete plângeau, Până să spună Mădălina că ea nu are nicio chimie cu Cristian. Într-adevăr, acum este ceva diferit. Amândoi sunt încântați, amândoi se plac, și pare că totul se va finaliza cu o frumoasă relație în care ei doi vor trăi ca în povești. Sincer, și mie îmi place ce văd, dar trecând prin atâtea sezoane, întotdeauna suflu și în iaurt, cel puțin în partea de început a unei relații și mereu mă uit la punctele negative, lăsându-le pe cele pozitive pentru viitor. Și ce văd, care mă face să fiu un pic neîncredător în această apropiere a lor? Păi tocmai trecutul de care vorbeam. Parcă văd aceeași grabă, aceleași apropieri fizice, același entuziasm, cum era cu Kinga. Nu m-ar mira dacă în viitor vom afla așa cum a fost și cu Kinga, că de fapt ei au vorbit înainte ca ea să intre în casă. Mai ales dacă ea a spus că l-are la follow pe Instagram. Cristina cred că i-a luat locul Nicoletei sau al Larisei în aprecierile publicului. Așa că nu m-ar mira ca ea să câștige cecul sau cel puțin să fie cea mai votată dintre fete, mult mai repede decât ne-am aștepta. Doar că nu înțeleg de ce este atât de entuziasmată de orice atenție pe care eu o acordă Ionuț, dacă a venit pentru Radu. Pare că dacă Ionuț îi dă una caldă, așa cum se exprimă cei din casă, ea ar fi în stare să uite de Radu și să-i acorde mai mult atenție lui Ionuț. Noroc pentru ea, sau nu știu, noroc pentru Radu, că el suferă după o mare iubire pierdută și plecată. Nu știu de ce, dar eu mă aștept să descoperim cu totul alte lucruri la ea decât ne-am aștepta, așa că deocamdată sunt încă circumspect și aștept să vedem mai multe episoade până a avea opinie clară despre ceea ce deja pare că în maxim 3-4 zile se va transforma într-o relație. Cam atât deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!